Sunt mulți care se iluzionează că România este un stat de drept. Un stat de drept. Oamenii ies în stradă să lupte pentru independența justiției, să sprijine lupta anticorupție. Foarte mulți oameni de bună credință au trecut 2 ani de la colectiv și justiția asta n-a făcut lumină. Și ce aflăm noi? Că capii justiției din România cu capii serviciilor de informații tăiau porci în sediile secrete ale Serviciului Român de Informații și îi pârleau și mâncau șorici. Duminică, dimineața, 22 decembrie 2013, Liviu Dragnea aduce un porc mare de la Teleorman, acolo unde deține o fermă de porci, la Salcea. Taie porcul în prezența lui Chioveș și a lui Coldea, care locuia aproape de vila T-14, vilă secretizată NATO, unitate militară. Taie porcul, îl pârlesc, beau, mănâncă, se distrează. Sebastian Ghiță îl și văd acolo cu un covrig în mână, cu o țuiculiță mică, face bancuri. Coldea râde și el, apare și Ponta pe la 3 după masa. Asta este imaginea reală a României. Ce MCV, ce lupta anticorupție, ce povești de adormit copii. Asta este imaginea adevărată. Și-a urmat cheful de la Sinaia, în vilă secretizată SRI. Și-a urmat partide de tenis, în vile și locații secretizate ale SRI. Și-a urmat concedii în Toscana cu domnul Dâncu, prezent și el la tăiatul porcului. Concedii în Seychelles, plătite de nu știu cine. O mizerie cum nu se poate. Și oamenii ăștia, timp de vreo 7-8 ani de zile, cu gura plină de deontologie, ne-au vorbit despre statul de drept. Când ei erau de fapt o gașcă, care tăiau porci și mâncau șorici. Cade în sarcina Serviciului Român de Informații să facă lumină în această mizerie care, chiar dacă nu credeți, va ajunge, da, încet, încet, ca o băltoacă de aia de mocirlă, să tragă în jos imaginea Serviciului Român de Informații. Faceți lumină, pentru că actuala, dumneavoastră, actuala conducere a Serviciului Român de Informații, nu aveți legătură. Sau aveți? Eu cred că nu aveți legătură cu toate aceste întâmplări sordide. Domnul Helvic, nu cred că ați jucat tenis la T14, n-ați tăiat porci. Nu cred că ați cântat la Chilian Port. Nu cred. Cred că sunteți un intelectual subțire, v-ați făcut școala bună la Cluj. Și Dâncu a făcut școală la Cluj și a fost profesor la Cluj, dar pentru asta a putut mânca șorici cu Chioveși și Dragnea. Aveți toate motivele să faceți lumină acolo. Dați un raport și spuneți, Ionel Vasile Georgel, nu vi se pare penibil dumneavoastră celor de la SRI că ați ajuns să secretizați cu SSID, adică secret de stat de importanță deosebită, tăierea unui porc în dimineața zilei de 22 decembrie 2013, într-o unitate militară? Domnule Ursu, 22 domnule decembrie avocat. Spune mult în istorie. Tăiere de porci sau revoluție? 24 de revoluție. 22 decembrie. Haideți să ne uităm într-o cheie mai serioasă la chestia asta. Bine. Pentru că eu cred că e un moment și leg de colectiv, da? Pentru că ne-am adus, pentru că astăzi se împlinesc 2 ani. Să discutăm serios și să vedem cum putem tăia din rădăcină răul ăsta. M-am gândit mult. Aici nu ne putem opri, repet, la 2 ofițeri de pompieri. Sau 2 pompieri. Aici, imediat, trebuie formulată, măcar la 2 ani, plângere penală împotriva celor vinovați de întârzierea aplicării codului sau planului roșu de intervenție. Pentru că minciuna că au murit oameni arși s-a disipat rapid. Acolo e vorba de moarte prin neacordarea șansei de a pleca și a fi tratați și infectarea lor în spitalele din România în urma unei declarații irresponsabile. În câteva minute o mărturie șocantă a unei supraviețuitoare din clubul colectiv, dar până atunci, în minutele astea,
Vreau să ne întoarcem la, la oamenii ăștia, da? La momentul ăsta, da? Al, dacă, al da, tăierea asta de porc. Dacă îmi permiteți, într-o pură întâmplare, poarta de la colectiv pe care ați văzut-o în dimineața în care s-a anunțat nenorocirea, am vizitat-o și fără să vreau, pentru că acolo este sala mea de antrenamente, sala unde fac sport, la ultimul nivel al fostei clădiri Pionier, unul dintre blocuri, îmi fac antrenamentele. Și am trecut prin acel culoar prin care s-au scurs copiii în ziua respectivă, vreme de un an și jumătate înainte de a se întâmpla, din pură întâmplare. Tot acolo mă duc și astăzi, nu s-a schimbat locul, ideea că s-a schimbat energia locului. Marea problemă nu e că nu s-a rezolvat nimic sau că nu sunt vinovați sau că sunt vinovați sau... Acolo e o apăsare în curte, și ieri am fost la antrenament, acolo e o apăsare, a rămas o apăsare pe veac. Filmul n-a început cu vina acestor copii sau cu puști între 17 și 30 de ani care erau înăuntru și care făceau versus Ponta, versus Dragnea, încercând să asculte muzică tare ca să uite de Dragnea, Chioveș și Oprea și toți idioții de serviciu. Nu despre asta e vorba. E o generație care nu vrea să știe de ei, nu vrea să mai știe niciodată. Dar făcând arc peste timp, că nu vrei să știi, Cezar Ionaș, cu asta nu înseamnă că se schimbă ceva. Nu se schimbă absolut dacă nimic. Dacă îți bași capul sus, sub lapumă, nu, asta nu capul înseamnă sub că nu te lovește clasa politică peste nu, ceapă. Nu, vreau să zic altceva. Țineți-vă ideea, pentru că Mirel Curea de la evenimentul zilei a rămas pe telefon. Mirel, mă auzi? Nu, perfect. Ne-a deturnat Liviu Dragnea, care ne-a anunțat iară tot felul de tâmpenii de astea electorale. Oamenii ăștia nu s-au deșteptat, n-au înțeles că s-a terminat cu campania electorală. Haideți să facem o concluzie a poveștii dezvăluite de voi de la evenimentul zilei. Da, da? Momentul ăsta absolut halucinant. Da, îmi dai voie numai, da? Numai 30 de secunde dăm voie să ieșim un pic din zona de editorial liric cu colectivul și să vorbim o chestie foarte serioasă. Cei care au făcut expertiza, oameni de știință, au spus foarte clar că îi recomandă reluarea experimentelor la scară 1 pe 1, pentru că ei au dubii foarte mari cu privire la motivele pentru care s-a declanșat un incendiu acolo. Corect. La experimentele lor nu au reușit să obțină viteze decât de 5 ori mai mici și nu au reușit să lămurească ce a fost cu unii compuși chimici care au rezultat acolo. Doar că n-au spus, alo, avem suspiciuni că acolo a fost un atentat. Asta a fost recomandarea lor către parchet. Ați auzit ca parchetul să fi solicitat reluarea experimentelor științifice? Asta în afară de încărcătura locului, sigur, ferească Dumnezeu pentru părinții care și-au pierdut copiii acolo, dar asta este o problemă care trebuie discutată foarte serios, nu liric. Crezi nu că... s-au obținut la experimente aceiași compuși chimici. Deci acolo a fost o substanță care a inițiat incendiul și catastrofa. Incendiul s-a propagat cu o viteză uluitoare pe care specialiștii nu au putut să o obțină. Decât dacă ar fi pus fosfor, napalm, atunci ar fi putut să obțină viteza aia. Mirel, vreau viteza să de acolo a fost viteză de detonare. Am înțeles. N-a fost viteză de incendiu. Mirel Curea, justiția asta... Pentru care oamenii ies în stradă și se luptă, oamenii frumoși și liberi, justiția asta s-o apere, justiția asta de 2 ani de zile nu face nimic ca să lămurească lucrurile astea, justiția asta patronată de băieții care tăiau porcul. Da, nu face absolut nimic. Pentru că asta, deși avem noi, auzeam mai devreme pe invitații noastre că vorbeau despre, și pe dumneavoastră, încrederea în serviciul de informații, în justiție. Nu e care încredere? De unde să vine încrederea în justiție? S-a dus dracului prin 1944-45. Care încredere în justiție? Mai aud fel de fel de idioți, să mă scuzați, pe la televizor, că spun că ei au încredere în justiție. Ori sunt besi, ori așteaptă să ia DNA-ul și vor să capteze bunăvoința, o leacă de bunăvoință. Bun. Care încredere în justiție? Mirel Curea, ce vreau să te întreb? În povestea asta cu tăiatul porcului, revin obsesiv la ea pentru că este, din punctul meu de vedere, o... Da, e o măsură, e o măsură la vedere și au dat măsura. Ăștia sunt... solicitare. Eu am cerut public acum Serviciul Român de Informații în emisiune
să ne precizeze dacă în 22 decembrie... Nu o să vă precizeze. De ce? Nu o să, o să spună că nu comentează. Vă spun imediat de ce. Pentru că dacă ei spun da, a avut o întâlnire, au tăiat niște unii porcă bunda, de ce l-au tăiat acolo bunda, ce au vorbit, bun, deci știți, bun, deci vi s-au făcut rapoarte, bun, deci poate ați și interceptat, dar aia ce au vorbit. Deci ei nu evită, domne, chestia cu porcul, ei evită întrebările următoare, că ea nu se întâlneau, domne, acolo să taie porcul cum ne-am întâlnit noi, să bem o bere, să mai bârfim, să mai râdem. Nu, domnule, ăia se întâlneau acolo să pună nenorociri la cale, aranjamente, distrugeri ale destinurilor unor oameni, să capteze bunăvoința. Cui, repet, cui? A trimisului, a trimișilor americanilor. Erau obligați să se pună bine cu ei. Păi gândiți-vă și noastră, Ghiță era cu dosare penale, Dragnea era cu un dosar penal. Păi, domne, când îți face cineva un dosar penal, primul tău gând asta este să-l inviți la ziua ta sau de Crăciun să tai porcul cu el? Nu, hai mă că poate ne-or vorbi de bine la aia, la departamentul de stat. Hai, poate scăpăm ieftin, poate scăpăm ușor. Laura Codruța Chiovișii, de ce credeți, domnule, că nu se duce în Parlament? Că dacă dumneavoastră Silviu Mănăstirea și fost în sufragiria aia lui Oprea, v-ați fi dus imediat. Și ați fi zis, da, domnule, m-au chemat și pe mine pe acolo că au vrut să mă întrebe, nu știu ce dracu. Dar eu după aia nu mai știu ce au făcut ei. Nu, domne, ei evită întrebările următoare. Băi, v-ați întâlnit? Da, ne-am întâlnit, așa, bun. Acum hai să ascultăm și niște înregistrări. Păi voi ați aranjat alegerile, mă. Cum le-ați aranjat? Făcând în seara aia o strategie, cum să contracarați o eventuală inițiativă a PSD-ului, un demers al PSD-ului, de a se renumăra voturile din diasporă. Ăsta a fost obiectul întâlnirii, domnul Mănăstire. Ce facem ca dacă pierdem alegerile totuși să le câștigăm? De-aia se feresc, domne, toți ca dracu de tămâie de subiectul ăsta. Nu că încă s-au văzut niște proști să mânce trei mici și să bea două beri. Nu! Ei își dau seama, domne, aici este ca, nu știu cum, este un cadavru ascuns, îngropat în pământ. Și vine și unul și zice, haide, domne, să dăm cu un cazva numai iarba la o parte. Nu. De ce? După aia urmează și a doua și a treia și a patra cazva și dăm de mor. Eu insist cu întrebarea, deci Serviciul Român de Informații, să înțeleg eu, a devenit companie de baruri și restaurante pentru potentații ăștia la vilă la Sinaia, pe terenurile de tenis, la T14 tăiat de porc, șprițuri, paranghelii și așa mai departe. Domnul Mănăstire, se pare normal? Ăstea erau case conspirative. Ăstea aveau un regim special de deservire. Domne, țara asta cheltuiește o grămadă de bani, domne, cu casele astea unde se presupune că tu îl cazezi pe șeful CIA-ului dacă vine pe în România, pe care le folosești la chestii serioase pentru țară. Nu, domne, ăstea au încăput pe mâinile unor vagabonzi, ăsta este cuvântul, cărora li s-a dat de afară și puterea pe mână și au devenit viceregii, au devenit reprezentanții proprietarilor României. Acum că mi-a venit ideea asta, da? Mulțumesc pentru intervenție, vreau să revin în studio. Cu plăcere. Mi-a venit ideea următoare, da? Procurorul General al României, Nițul chema, a fost urmărit, i s-a făcut dosar pentru un plin de benzină, pentru niște plinuri de benzină. Ori ăștia chefuiau în locațiile SRI, da? Aveau ospătari, foloseau baza logistică de la T14, da? Foloseau toate lucrurile astea, da? Ale unității, și foloseau până la urmă imobilul respectiv în interes personal, nu? Că tăiatul porcului nu era în interesul Serviciului Român de Informații, nu era domeniul de activitate al SRI să taie porci. Nu? Daniel Forea, cum e chestia? Nu e așa. Pe cum nu e așa? Nu e așa. Era o acțiune operativă. Nu, deci acum nu glumesc, dar eu am raportat că se primeau bani în plus la salariu de către bucătar, adică pentru, era o chestie, am uitat efectiv cum se numește, era ceva până la 50% din salariu pentru muncă excepțională, adică că te autodepășeai, mai bine zis că depășeai atribuție din fișa postului. Și la Prahova primea bucătarul, ospătarul care era popotă
șoferul comandantului, nu băieții care și-au un informativ operativ. Adică aia care adunau albinele de adunau deci informații. Deci ăștia care pregăteau paranghirile și da. Le susțineau, ăștia erau și, remunerați. Deci pe da? Mine nu mă miră chestia asta, dar trebuie să plecăm de la altceva ca să vorbim și serios. Să ții ideea, luăm încă o pauză comercială și revenim imediat cu amănuntele scandalului din Comisia de Control a SRI și cu mărturiile pe care vi le-am promis după tragedia din colectiv. Scandalul zilei, da? Scandalul tăiatului de porc în clădirea militară T14 a Serviciului Român de Informații, porc tăiat de Liviu Dragnea, mâncat de Chioveși, de Ghiță, de Dâncu și apoi de Victor Ponta, de Florian Coldea și de toți băieții ăștia. Îmi spun invitații Daniel Furea că Liviu Dragnea ar fi declarat întrebat acum câteva minute de presă dacă a tăiat porcul. Liviu Dragnea refuză să comenteze această informație extrem de importantă. În concluzia acestei discuții, pentru că o să avem informații extrem de interesante după tragedia de la colectiv, da? Rămâne o întrebare. Dacă Serviciul Român de Informații a secretizat întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea, dacă a secretizat tăierea de porc de la T14 din decembrie 2013, dacă a secretizat cheful de la Vira din Sinaia, dacă a secretizat partidele de tenis, da, de la K14, T14 și de la toate terenurile astea de tenis și casele de protocol la serii, dacă le-a secretizat și le-a făcut secrete de stat, întrebarea este, astăzi, în timp ce vorbim, cei care conduc acum Serviciul Român de Informații, oare ei nu folosesc bunurile și logistica SRI pentru astfel de chestiuni private, da? Este noaptea minții ca într-o țară NATO, da, într-o unitate militară, o casă a Serviciului Român de Informații, să fie tăiat porcul. Vorbeam de colectiv, da? Vorbeam de colectiv, 2 ani de zile au trecut de atunci și nu avem încă un răspuns rațional, pentru ce s-a întâmplat acolo. De ce a izbucnit focul în clubul colectiv? Ce s-a întâmplat înainte de concert? Ce s-a întâmplat în timpul tragediei și ce s-a întâmplat după aceea în spitalele din România și modul în care s-a intervenit? Sunt atâtea întrebări rămase fără răspuns după 2 ani de zile, încât toți cei care vin și vorbesc despre teoria conspirației au tot dreptul să o facă. 2 ani de zile. 2 ani de zile au trecut și justiția din România nu a făcut dreptate. Nici măcar un centimetru de dreptate. Haideți să vedem toate întrebările astea legitime, să le recapitulăm și să le discutăm în seara asta. Marți 30 octombrie 2015, ora 23:30. O flacără roșie de 5-6 metri erupe pe ușa de termopan a clubului colectiv, aprinzând părul și hainele tinerilor care reușiseră să iasă din incintă, dar nu apucaseră să se îndepărteze suficient. Înăuntru era iadul. Fumul extrem de toxic și o temperatură de peste 600 de grade Celsius, generată de focul extrem de intens, nu le-a mai dat celor din club nicio șansă. Urletele și strigătele de ajutor i-au făcut pe primii salvatori sosiți să creadă că sunt într-o zonă de război. Ambulanțele au început să care victimele. Raed Arafat a dat primul comunicat. 25 de decedați și 180 de răniți. Acest bilanț tragic va crește însă fatal. Astăzi știm că incendiul din colectiv a ucis 65 de tineri. A doua zi după nenorocire, guvernul decretează 3 zile de doliu național, iar procuratura începe urmărirea penală in rem pentru omor calificat și distrugere calificată. Marți 3 noiembrie. Începe o manifestație maraton. Mii de oameni, în care se umflă ca un val revolta, vor demisia guvernului în frunte cu Victor Ponta, pe care manifestanții îl consideră principalul vinovat. Primul ministru demisionează, iar mulțimea rămâne fără obiectul revoltei. După demisia lui Victor Ponta, începe epoca de glorie a așa zisei societăți civile și a ONG-urilor numite de adversarii lor soroșiști. Întâmplător sau nu, tragedia din colectiv a schimbat centrul de greutate al politicii din România.
Despre cauzele incendiului încă nu se poate da un verdict, pentru că ancheta procuraturii este încă în desfășurare, iar raportul făcut de Insemex Petroșani nu poate fi făcut încă public. Există însă și voci care susțin teoria mâinii criminale pentru a explica anumite caracteristici ale evenimentelor. Concret, pirotehniștii au declarat la procuratură că inițial au vrut să monteze acele artificii în buza scenei, dar din motive de securitate le-au pus pe schelele laterale, câte patru pe fiecare. Ei declară și că nu au îndreptat artificiile înspre stâlpii acoperiți de burete. A doua rundă de artificii, cea de la care s-a aprins stâlpul, a fost, atenție, mai intensă decât prima și a durat mai mult. Pirotehniști autorizați ne asigură că nu există buton pentru intensitatea unei artificii și că odată pornită, aceasta nu mai poate fi oprită. Deci, ce este cu această a doua rundă de artificii și de ce a fost ea mai intensă? Propagarea gen explozie a incendiului este iarăși încă un lucru numai parțial explicat. Ce substanțe sau cu ce gaz era impregnat tavanul de s-a întins focul așa de repede? Martorii își amintesc și de un vuiet imens, urmat de o limbă de foc lungă de 5-6 metri. Niște mesaje misterioase pe care le-au primit unii dintre tinerii din club înainte de producerea nenorocirii alimentează și ele teoria conspirației. Dar de departe, cea mai stranie dezvăluire este cea a ofițerului STS Ștefan Enache. Dintr-o stenogramă a DNA, reiese că Ștefan Enache îi spunea unui inculpat că incendiul ar fi fost provocat, că unii dintre membrii guvernului știau asta și că s-au folosit niște procedee sofisticate. Deputatul Ninel Pea a susținut și el în spațiul public că incendiul a fost începutul unui scenariu pus la punct în cancelariile străine ostile țării noastre și că scopul final ar fi fost dezmembrarea României, după ce anarhia provocată de revoltele de stradă nu ar mai fi putut fi controlată. De 2 ani așteptăm ca procuratura să ne spună adevărul, însă după cum merg lucrurile, mai avem de așteptat. Cheia acestui dosar este, domnule Ursu, și fac acum apel la experiența dumneavoastră de fost procuror și judecător, este un raport al unui institut, INCEX, care, de la Petroșani, care are făcut în condiții de laborator incendiu sau modul în care s-a desfășurat, s-a propagat incendiu în clubul colectiv. Un raport secret. Presa a încercat să-l obțină, dar este secretizat la procuratură, care onor muncește deja de 2 ani de zile în această anchetă bine ținută la sertar, aș spune. De ce s-a așteptat 48 de ore pentru a se intra în drepturi de către parchet? De ce dosarul a fost plimbat între un parchet și altul? Eu nu știu ca o flacără, cum se spune, rece, provocată de artificii, să se poată, e de bun simț, să se poată extinde, să poată exploda, de fapt, cu asemenea efecte, dar dacă, și cu asta închei. Încă se mai pune problema, deși e de mirare, aveți dreptate, că nu s-a putut stabili cauza. Ideea este că cei mai mulți n-au murit arși și atunci trebuie să păstrăm această chestiune, dar să ne ducem spre responsabilitățile majore ale celor care au provocat majoritatea deceselor. Vă garantez și garantez, domnilor, că într-un timp de la 3 la 6 luni, acest dosar poate fi finalizat, plecându-se de la acuzația de, eu aș zice, chiar crimă, de ucidere din culpa a celor care n-au declanșat procedurile statului și ale Europei, n-au permis vindecarea, n-au permis tratarea în condiții normale și au demonstrat, nu cum triumfalist au spus pe urmă, au demonstrat incompetență. Mai mult s-au călcat pe picioare ca să apară la televizor pe cadavrele celor deja câteva zeci de morți. Asta e tema. Se poate face un dosar, se poate rezolva această chestiune pentru vina de a ucide prin incompetență, pentru a ucide ținând în spitalele sordide
din păcate, ale țării noastre, împiedicând declanșarea procedurilor sau întârziindu-le. Nu avem ce discuta, nu avem ce ierta aici. Dar nu vrem să o facem. Poate o facem după emisiunea asta. Două momente, nu, Alex Macoveciuc? Este momentul incendiului, nelămurit încă de nicio autoritate din România. Repet, acest raport al incendiului de la Petroșani este secret. Nimeni nu știe ce scrie acolo. Procuratura muncește, avem momentul incendiului și momentul în care răniții ajung în spitalele din România și rând pe rând cad pradă infecțiilor spitalicești. Și urmează, da, decesuri pe bandă rulantă și morți unul după altul până la fatidica cifră de 65, plus alți 10 traumatizați și distruși pe viață, cu traume care nu vor putea fi vindecate de nimeni niciodată. Și o să vedem o astfel de mărturie în câteva minute, a mărturia Alexandrei făcută pe Facebook, e o mărturie asumată public, la 2 ani de la accident. Așa, și 2 ani mai târziu, când suntem în continuare, dar la fel de necunoscători ca atunci, doar puțin mai frustrați, pentru că mă gândesc că lumea ar putea să accepte o tragedie dacă chiar avea un sens, dacă nu ar fi inutilă. Ori percepția și starea asta de frustrare și de nemulțumire și de revoltă vine fix din faptul că este, că ea pare acum să fie inutilă. Adică, n-ai lecții învățate în legătură cu modalitatea de intervenții, n-ai lecții învățate în legătură cu spital. A fost, tot în siajul colectiv, a fost scandalul Hexifarma despre cum nu erau substanțele care trebuiau să dezinfecteze spitalele. Și fata asta povestește despre una dintre substanțele Hexifarma care trebuiau să dezinfecteze cada în care ea era îmbăiată. O să avem în câteva momente mărturiile Alexandrei, care sunt înfiorătoare. Am încercat să citesc textul de dimineață, n-am reușit. Am amețit fizic. Am încercat încă o dată să citesc textul în integralitatea lui pus pe Facebook la prânz. N-am reușit să parcurg decât 2-3. Este o imagine acolo, alucinantă, povestită de Alexandra, în care rând pe rând erau luați să fie duși, să fie spălați. Da. Erau spălați în aceeași cadă și după ce se întâmpla o primă intervenție, cada respectivă era spălată cu dușul, cu substanțele celor de la Hexifarma, după care urma încă un rănit și încă un rănit și încă un rănit în condiții absolut barbare, da, de evul mediu. O să vedem imediat lucrurile astea. Despre asta spun, adică e foarte greu să nu fii revoltat, să nu fii frustrat când vezi că lucrurile astea par să se fi întâmplat inutil. Da? Adică nu este cu nimic mai bună, mai înțeleaptă sau mai deșteaptă societatea românească și cineva care are legătură cu salvarea, tratarea, intervenția în cazul ăsta decât era acum de ani de zile, când pe vremea asta încă nu se întâmplase tragedia. Asta este partea care este votată și observația ta de mai devreme a fost foarte corectă. Deci ne dăm cu fundul de pământ să vorbim despre justiție și să o apărăm de pesediștii care vor să o ucidă, să o sufoce, să-i facă toate norocile pământului și infracțiuni cu perversiuni, dar de 2 ani de zile nu suntem revoltați că băltește procesul ăsta. Din păcate, trebuie să ajungem tot la politicieni și o să discutăm despre Nicolae Bănicioi, era ministrul sănătății, despre domnul Raed Arafat, care este în continuare tartorul și șeful sistemului de urgență din România, dar până să vorbim de ei doi și despre relațiile lor din zona PSD-ului și cum, din punctul meu de vedere, ei sunt dați la o parte și oarecum protejați de sistem, vreau să te întreb, tot Alex Macoveciuc, despre Klaus Iohannis și despre Cioloș. Dacian Cioloș a ajuns premierul României după ce oamenii au ieșit în stradă și au strigat corupția ucide, după ce Ponta a plecat cum a plecat, îngenunchiat după episodul colectiv, după tragedia de la colectiv, pardon. Dacian Cioloș a fost premierul României timp de un an de zile. Nu a mișcat un deget. Nu. Să lămurească tragedia de la colectiv. Klaus Iohannis, în duminica de după colectiv, am fost la Sibiu cu familia. În fața primăriei Sibiu era o inimă făcută din lumânări. Klaus Iohannis era la Sibiu în duminica respectivă, a făcut declarații atunci. Toată lumea se uita la președintele României că se va implica personal să facă lumină în tragedia de la colectiv.
Klaus Iohannis l-a pus pe Cioloș premier. Nu, a făcut un comentariu pe săptămână. S-a văzut cu saci în căruță, au guvernat un an de zile, au bulversat România și n-au făcut o datorie, un singur gest, o datorie de onoare. Dacă un singur lucru ar fi făcut după un an de mandat, acela să lămurească tragedia de la colectiv, ar fi fost suficient. Pentru că ei au primit un mandat moral de la oameni, explicit după tragedia de la colectiv. Și nu au făcut nimic. Nici Iohannis, nici Dacian Cioloș și după aceea ăia de la Ministerul Sănătății cu vinele lor. Și Arafat, și Bănicioiu, și cei de la PSD. Nu, cum să spun, responsabilitatea e mult mai pronunțată în partea asta, pentru că ceea ce m-a revoltat pe mine la clasul meu respectiv era comentariul acela puțin răutăcios, așa printre dinți, că a trebuit să moară oameni ca să... Deja nu mai contează ce spui după casă. Dacă începi propoziția că a trebuit să moară oameni ca să, asta a devenit un cinism de care nici măcar Traian Băsescu în cele mai rele zile ale lui nu era capabil. Adică al naibii PSD-și, măi Ponta, nu ai plecat la timp când ți-am cerut în vara lui 2015, a trebuit să moară oameni. Ca să fii, te simți tu acum, au trebuit să moară oameni ca să te simți tu acum să pleci. Asta este primul aspect. Al doilea aspect referitor la Cioloș este următorul. El și cu ministrul sănătății, care a venit în cabinetul lui, cum să spun, tot pe, nu numai pe val de simpatie ăsta, că e nevoie să facem în colectiv, dar uite cum vin tinerii, cum să spun, frumos și liber, varianta tehnocrată, ca să facă ordine în sistemul de sănătate. Și asta a fost nu doar o dezamăgire, dar a fost și un timp pierdut, iar, cum să spun, Cioloș, după momentul, de fapt, nici în momentul investirii, practic, în afară de discursul de acceptare a mandatului din Parlament, Cioloș nu s-a referit la colectiv aproape deloc în timpul mandatului de prim-ministru de un an. Deci, tu când vii... Eugen Iancu, tatăl... Un tată care și-a pierdut fiul la colectiv a vorbit despre faptul aseară și a dosat de politician că de un an de zile se chinuie împreună cu Primăria Capitalei, împreună cu Ministerul Sănătății, da, să